A intrat doar unul, Wiku, din clanul WIKU, care e legit, poți să intri. E legit, e legit băiatul. Bă, băiți, ce pot să zic? Este că bine v-am găsit la un nou clip aici de Elias, Elias Gameplay Mod, frumos cu voice, cum vă place vouă. Și cred că clipul ăsta va fi un clip de genul cum ai făcut, adică dacă mor deschid un case. Acum nu știu ce meci va fi și nu știu de câte ori voi muri și dacă va fi gen, dacă voi muri de multe ori și nu voi pune case-urile, gen nu pun case-urile sau fazele când mor și deschid cutii, este că ori va fi plictisitor, ori habar n-am. Voi juca mai multe meciuri și vedem ce o să fie. Acum să mă iertați, ca să zic așa, dar nu am mai jucat stand-ul de cam 5 zile sau aproximativ o săptămână, ca să zic așa. Și să vedem cum ne mișcăm, cum alea, sper că se aude bine, că ne vedem bine. Din păcate meciul ăsta nu-l jucăm, revenim cu al doilea. Provins, poate acest meci va fi când noroc și că poate vom câștiga. Sau mai bine zis, primată, să nu dăm de codați, să intre ăștia meci și după să sperăm și să încercăm să-l câștigăm. Acum, dacă câștigăm, că pierdem, să jucăm acolo. Dar eu zic să câștigăm mai bine. Ok, ok, ok. Deci sunt ambii, sunt ambii. Și mi se pare ciudat, are ăsta IG, adică Instagram, unul legit și ăsta Silver, legit, poți să intri liniștit, am dat de, am vrut să zic, am dat de codați, am dat de legiți și chiar sunt curios cum o să jucăm. Eu o să încerc să mă bag și tryhard, vă dați seama că chiar nu vreau să pierd. Încercăm un... aproape, aproape, băiți. What? Ok, a ajuns, a plecat, n-a mai stat acolo. Era unul pe mine, dar nu mai e, uite-l. Ia uite-l. Băi, șmau, hai să vedem ce o să fie. Chiar sunt curios. Înainte să începem clipul, mă băi, sunteți acolo să intrați cu toții pe aplicația celor de la GG Standoff și să folosiți codurile pentru a primi plus 20%, la fel și un wheel spin gratis, la fel și un graffiti case gratis. Codurile le aveți, mai bine zis, linkurile le aveți, primul link în descriere, la fel și primul comentariu, dar aveți și pe ecran codurile de asemenea. V-aș recomanda să jucați de fan, foarte mulți dintre voi ziceți, bă, de ce am ghinion și bag sume destul de mari și pierd? Bă, v-aș recomanda să nu mai băgați sume mari, să jucați de fan, de distracție, să nu vă pare rău că pierdeți bani și cam atât, adică să nu vă gândiți că puteți să scoreți gol sau nu știu ce. Trebuie să jucați de fun, guys. Pe bune, trebuie să jucați de fun. Este o aplicație foarte, foarte mișto. Sunt diferite cutii în care puteți să, nu știu, să vă areți battle-uri, duele, upgrade-uri și multe, multe altele cu prietenii, să vă distrați. Este o aplicație de distracție, deci e mișto aplicația, chiar e mișto, dar trebuie să jucați de fun și... Na, cine e matur un pic înțelege despre ce e vorba. Ăștia care sunteți mai mici, v-aș recomanda să nu jucați, doar cei care aveți peste 18 ani. Efectiv, uitați ce mișto cutii. Aveți pe canal la mine diferite clipuri în care, nu știu, v-am arătat cum puteți să retrageți goldul sau itemele sau multe, multe altele. Vă pup! Iei tu smoke și dai un smoke de... Dai tu un smoke aici, dacă știi. Plec eu pe mid, bă, să nu pușeze la. Și încercăm să intrăm în site cu diferite utilități. E close? Dacă ies, dau flash și îl pușez tu. Bun. Poate mă pușează. N-am vrut să sar acolo. Te pui verișor. Te sună. Știu, poți să fie close chiar. Ai, mă blocai în peretele din spate, că-l băteam dacă îi făceam Ferrari-ul ca lumea.
Da, ai văzut ce poziția lor și al meu? Ireal așa ceva. Doamne, ce gândire. Eu dacă făceam acolo Ferrari, gen, dacă îmi ieșea Ferrari-ul, el era mort 100%, e imposibil să nu fi murit. Dar mă blocai în peretele din spate. Îmi dai și tu info, pardon. Hai mă, tunelul 1. Le-ai bătut, mă, pe unul? Bravo. Era, i-am dat 0 din păcate, niciun glonț. Era tunel acum. Bun. S-a început bine. Păi, nu sta așa. Păi, picuri. Încearcă să faci un Ferrari. Gen, joacă, fă stânca de așa, așa, așa. Mișcă-te așa constant, dar nu mai scurte picuri să fie. Că știi și tu. Tic-tac. 18. Oi, doamne, adună-l. Adună-l, băieți, adunați-l. Hai că e bine, începutul e bine. Hai să ne băgăm și noi mai tryhard, fă nicio mișto, mă bag tryhard, bă. Hai să acumulăm mai bine info. Plec acum pe mid ca să nu mi-l la spate. Și dacă vine, îl întâmpină cu pâine și zare aici pe scări. Hai să vedem. Ce faci, bossule, că te ce faci, mă? Păi am dat și eu nei. Mo. Mamă, ce Ferrari am, bă. Tu îți dai seama la că m-am văzut, mă? Ce Ferrari. Bă, băieți. Eu zic să vă uitați un pic la gameplay-ul nostru. Bă, chiar dacă suntem noi, nu suntem cine știe ce, dar măcar nu suntem nici cei mai cei, dar nici cei mai cei. Gen, la modul, avem habar de joc. Da, și la ce... trebuie să învățați un pic picurile astea. Dar mi-e frică dacă e close, mă. Plec eu prin spate, bă, și-mi dai info dacă e. Ar fi foarte amuzant să fie după ușa asta aici. Unul e la tine. Bă, n-am movement. Și nici. N-am nimica, gen. Nici movement, nici sunet n-am. L-am auzit unde? L-am auzit pe la unde, site? Păi short și încă unul era, nu? Ce faceți, bă? Ce e asta, bă? 28? Cum e să te, mă, 28? Sunt curios cum e să roși la rank mare încolo. Ma. Dar cum îi dai, mă, 28? Chiar am tras destule gloanțe și mi s-a părut chiar dat așa, bă, corp. Unul tanner la mine, uite. What? Mă.
Nice Ray. What? Ok. Hai să vedem ce să mai cumpăr. Eu n-am nici sunet ca idee. Bomba. Să nu fie spatele. Să nu fie spate. Deci plantează. Uite. Am tras prost. Nu, e bine venit spate. Ok, perfect. Sperăm, băieți, că se aude bine. Și dacă mai vreți clipuri de genul pe canal, dați acolo pe butonul de like să facem... Băi, deci dacă facem 200 de like-uri la acest clip, o să postez un full case opening. Tu ești tunel? What? Planting. Bomb has been planted. Obzeci-șase. Hai că stau aici pe mici și... Îți dau... Îmi dai tu info dacă-s full acolo. Îmi dau neveu. What? What a big thing cross. Asta e nouă. Asta e nouă, brodere. Cum o să dai pic din casă? Doamne, asta e nouă pe bune, ce? Ce spate să vină? I-am dat niște hituri. Știi cum mergea la pămid? Cu spatele la mine, gen pe lateral, așa. L-auzi? Că short nu-l văd. Să nu fie tunnel. Este rasă tunnel. Am zis? Bun. Ai de viața mea, deci ca idee, dacă eu acum gen jucam de mai mult timp. Era prea ușor pentru mine meciul ăsta. Dacă n-am mai jucat de mult timp și filmez și n-am nici sunet, că dacă dau acum la maxim sunetul, o să se audă ciudat pe filmare, o să se audă prea tare. Poți să te uiți și tu mai spate, că eu mă duc close tunel. Tunel, cred. Ambi. Am bomba. Să nu fie close. Back. Uite-l. Hai că da. Hai că mă bătut dacă e.
Nu te prosti, mă bate-l, că e secat. Bun. Dar cum? Cum a bătut ăsta prin perete? Ia-i deagle-ul, mă! Ia-i deagle-ul! De ce nu iei deagle-ul? Hai că e mai bun. Hai că e mai bun. De ce? Uite, vezi că faci greșeli. De ce iei arma asta când puteai să-mi o dai mie sau... Bă, ce faci, mă? Nu face la pic în casă? What? Ca idee, de-aia silvery în eles. Dacă te știe. Hai să nu mai prostim, hai să-i batem pe bune. Dar n-am bani. Aoleu. N-am ce să-mi iau. Avem 7 deduri, 7 case-uri. Nasol. Hai să stăm aici așa să vedem. Nu știu dacă dă pin în casă. What the f***? Tu unde ești? Unul doar? Ambii? What? Nici n-am auzit flash-ul. N-ai, mă, nu vrea, mă, 51 doar. Ireal ce slabi sunt ăștia, mă, și ne bat. Ireal așa ceva. Da, ce să facem? N-am ce să fac, fiindcă, na. Chiar n-am ce să fac. Nu știu, ce vezi și pe la spate câteodată, e ciudat rău. Under 1. Mamă, vere, ăsta se uite și cu ținta în jos, ca idee. Am be short. Nu trebuie să te bași cu ăla, mă. Nu trebuie să faci, mamă, ireal cine ne bate, dar în fine, nu știu ce să joc și nu am bani de absolut nimic aproape. Eu n-am bani. Joc la Deagle, iarăși, ce ai să fac? Nu te bate la mid. Nu te bate la mid. Vino înapoi, gata, ar ajunge. Poate îl lopătesc pe unul pe aici, pe tunel. Un pic tunel și... I-am dat hit, mă. Are polar. E slab, rău, îl bați. Speste-l. Speste-l, mare polar. Nu, hai că te pup. Plec să iau arma la o dă pe mine. Te pup. I-am dat flash.
În care parte-i? Bun, și tu. Bun, și tu. Hai să vedem ce o să fie și runda asta. Nu, logică nu. Stau eu tunel și mă uit. Sau mai bine mă uit spate. Nu se știe niciodată cum fac ăștia schemă. Pușează tare. Hai, mă. Bă, vere. Hai că, măcar așa. Măcar așa. La fine pe la spate, bă. Cum poți să... Nu contează, important e să-i bate. Mă uit o casă, mă uit o casă. Ok, am plecat în site rapid. Bacola. Zombie sau? Bravo, bă! Vă pup, bă, băiți. 7-8. Important e să-i bate, mai zic și eu. Bă, cam ăsta a fost meciul, primul meci. Și nu știu dacă va fi, cred că va fi ăsta meciul, fiindcă e de 23 de minute și... Minus 8. Bă, de bug-ul de KD nu-mi pasă, cum am zis, nu o să-l fac niciodată, nici la Compe, nici la LS. O să fiu transparent din toate punctele de vedere, adică fără bug de KD. Ce KD am, ăla va fi și așa mai departe. Nu o să mă folosesc de bug-urile jocului ca să fiu un avantaj cu nu știu ce, fiindcă nu demonstrez nimic. Tot ce trebuie să demonstrez este să fii natural și să ai ceea ce ai pe bune, adică nu o să întâlnesc voi. Bă, cam ăsta a fost și clipul, eu sper că v-a plăcut, dacă da, nu uiteți acolo să-l apreciați cu butonul de like, să facem acest clip peste 150 de like-uri, un follow pe Instagram, un join pe personal Discord, un follow pe TikTok, nu scap pe Discord, facem giveaway după giveaway, chiar acum e un giveaway foarte, foarte mișto, deci aș aprecia acolo să intrați pe server, să participați, fiindcă puteți să câștigați gold gratis. Foarte mulți dintre voi nu sunteți abonați, deci... Aș aprecia să dați acolo pe butonul de subscribe, un like, să facem peste 200 sau 150 de like-uri și la 4K de abonați voi da un cuțit la giveaway. Vă pup și ne auzim la clipul următor sau viitor. Pa, pa!